Pentru mine un principiu fain este să-ți propui să nu fii creativ. Și asta pentru că, știu, oamenii, cred, unii oameni au tendința să se autosaboteze foarte ușor și fără să-și dea seama, doar prin felul în care folosesc cuvintele. Când gândești în termeni ăștia de ce resurse am disponibile ca să pot să fac ceea ce-mi doresc, s-ar putea să te blochezi pentru că întotdeauna vrei mai mult decât ai. În realitate, eu cred că avem mai mult decât ne trebuie. Cred că mintea e un organ foarte leneș și creativitatea naște controverse și creativitatea naște schimbare. Și oricât de mult am spune în cuvinte că vrem schimbare și vrem lucruri noi și diferite, în același timp, creierul caută să păstreze ceea ce are deja, să conserve. E o formă de falsă senzație că deții control. Salutare tuturor! Astăzi la Cum Adică am ales să petrecem ziua în mijlocul creativității, într-un loc în care și freelancingul este la el acasă și o să povestim despre asta. Suntem pe Bulevardul Ștefan cel Mare, într-un loc foarte fain care se numește Humans Anti-Cafe și din start treaba asta ne spune că o să fie o invitație la oameni faini și la idei diferite și mai puțin la cafea, deși și cafeaua am văzut că este foarte bună aici, așa e? Este. Salutare, suntem cu Felicia, îți mulțumesc că ai acceptat invitația noastră. Este cofondatorul acestui loc care, sincer, mustește de creativitate. Eu așa l-am descoperit. Mulțumesc, Radu, și mulțumim că ați poposit și la noi cu proiectul vostru și mi se pare foarte fain ceea ce v-ați propus să faceți. Nu o să lungesc introducerea, o să fie o discuție astăzi despre creativitate, pentru că asta am găsit eu aici de când am intrat, încă de la ușă. Și vreau să te întreb, care este regula de aur, dacă există vreuna în creativitate? O să zic întâi ceva despre mine. În călătoriile și explorările mele despre lumea mea interioară, m-am prins la un moment dat că am tendința să transform regulile în principii, și pe alea să le respect, adică dacă am promis un lucru, fac într-un fel sau dacă mi-asum un lucru, se întâmplă. Și atunci aș transforma un pic ideea asta de regulă a creativității în mai degrabă niște principii care ne pot ghida într-un fel sau altul. Și nu știu dacă este vreuna de succes sau nu. Cred că pentru mine un principiu fain este să-ți propui să nu fii creativ. Și asta pentru că, știu, oamenii, cred, unii oameni au tendința să se autosaboteze foarte ușor și fără să-și dea seama, doar prin felul în care folosesc cuvintele. Și în momentul în care spui vreau să fiu creativ... Sau, deja ai pus presiune pe tine. Da, cumva. E o prescripție paradoxală. Da? Pentru că, sau dacă spui cuiva, avem o problemă, căutăm o soluție, aș vrea să fii creativ. Da, ai închis discuția. Da, practic. Ai închis discuția și sunt mai multe forme de genul ăsta. Fii autentic, fii responsabil, fii independent. Deci e ca și cum ai spune, cum ți-ar spune partenera ta de viață, de exemplu, Radu, mi-ar plăcea foarte mult să-mi aduci flori fără ca eu să-ți spun asta. Ok, ai omorât romantismul din start, așa e și cu creativitatea. Da. Primul principiu este să nu-ți propui, ci pur și simplu să-ți dai voie să fii și atât. Într-un mod autentic, fără... fără complexe mentale. În momentul în care apare ideea dacă, deja ai omorât totul. Și cumva principiul e foarte simplu. Dacă totul ar fi posibil și n-aș avea niciun obstacol, ce aș putea face? Dai voie să fii așa cum ești. Ai adus discuția într-un punct foarte interesant. Dacă mă pune pe mine să nominalizez un factor care stimulează sau împiedică, nu știu, creativitatea, eu aș fi spus starea de bine. Adică o vedeam că fiecare vine cu plântuța sau cu căștile lui de acasă și de aici, dacă există prima condiție, starea de bine și de relaxare, atunci vine și creativitatea. Se ajută, nimic de zis, dar nu e ca și cum ai spune acum îmi fac treaba și acum mă relaxez sau acum lucrez la ceva important și după aia pot să fiu creativ. Cumva lucrurile astea fac parte dintr-un fel de a fi, o filozofie de viață și creativitatea eu cred că nu e ceva ce se naște. Ok, că unii poate avem mai multă înclinație, da, dar ideea asta că există un har și un număr foarte restrâns de oameni creativi, mi se pare iarăși o paradigmă blocantă. Care e rolul motivației în creativitate? Iar e un paradox. De asta îl povestim. Pentru că, da, eu cred că mintea e un organ foarte leneș și creativitatea naște controverse și creativitatea naște schimbare.
Și oricât de mult am spune în cuvinte că vrem schimbare și vrem lucruri noi și diferite, în același timp, creierul caută să păstreze ceea ce are deja, să conserve. E o formă de falsă senzație că deții controlul. Deși îți dorești o schimbare, în același timp vrei să aperi ceea ce știi foarte bine să faci sau cumva lucrurile funcționează într-un anumit fel. Și pentru mine, dacă vrei, cumva, important să pui creativitatea în raport cu un scop. Dar scop în sensul de semnificație. Să pui, cumva, să-ți ajuți creierul, să-i dai o formă de asta de hrană de semnificație pentru care faci un anumit lucru sau un proces creativ. În raport cu business-ul, în raport cu clienții, cu viața ta, cu proiectele tale, cumva să aibă o semnificație. Și asta e o formă de contribuție. În momentul în care devii creativ să generezi ceva nou, e o formă de a contribui. Și când contribui, este o formă de motivație intrinsecă. Este în natura umană de a fi semnificativ și de a contribui în locul în care trăim. Abordarea sănătoasă ar fi să plecăm de la o pasiune. Sau, nu știu, varianta fericită. Varianta fericită, da, este să alegi asumat să trăiești viața așa cum îți place și așa cum crezi că arată viața ta. De câte ori ai reușit treaba asta? Eu sunt copilul rebel în familia noastră. Deci... Dacă a fost altfel, te-a provocat, asta înțeleg. Aș îndrăzni să spun că am reușit să mă strecor în contextele în care nu mi-au plăcut, pentru că aș minți să spun că am făcut toată viața mea doar ce mi-a plăcut. Există și zone în care nu ești foarte confortabil sau nu-ți place ceea ce faci la un moment, dar am reușit să mă strecor și să-mi extrag ceva ce să mă hrănească de acolo și să văd un sens pentru care mi se întâmplă un lucru care nu-mi place și am învățat din ele. Și cred că asta e, de fapt, agilitatea de a sta confortabil într-o zonă de disconfort. Inspirație sau creativitate? Și o să-ți spun pe urmă și de ce întrebarea asta. Mă pui să aleg. Pentru mine e așa, când mă pui să aleg între două lucruri, e ca și cum aș închide ușa la unul și aș merge doar pe unul din ele, da? Din cele două. Eu aș zice mai degrabă inspirație și creativitate în loc și de eu sau. Și eu văd într-un fel de relație de cauzalitate. Întâi cumva e inspirația și pe urmă când se transformă în realitate și lucrurile se concretizează, atunci deja putem vorbi de creativitate. Inspirația, o ai tu, creativitatea, nu știu, e ceva ce pot observa și cei din jur. La creativitate cred că ai un observator. Da, poate să fie un proces observabil. Cred că merge în ambele sensuri, și intern și interior și exterior. I-aș zice un pic de, dacă, intuiție. Da. Da, inspirație, intuiție, creativitate. Adică intuiția aparține sufletului. Logica, rațiunea, procesul liniar de gândire și de generare de idei aparține creierului, gândirii. Intuiția aparține sufletului și dacă vrei să fii creativ, ai nevoie să înveți să cobori un pic în sufletul tău. E o zonă în care, iarăși, mulți dintre noi nu știm să stăm sau... Nu suntem foarte confortabili acolo. E bine că am ajuns la suflet, pentru că vreau să te întreb cum influențează aspectul material, banii pe care îi primești sau nu îi primești pe un proiect anume, cum influențează latura asta materială, procesul de creativitate? Nu știu, o stimulează, o încurcă? Nu știu să-ți spun asta. Eu văd un pic altfel. Cumva eu cred că e mai util să construiești un vis și să creezi în visul tău și până la punctul în care somatizezi, până la punctul în care vizualizezi locul, vizualizezi ideea ta, pur și simplu o vezi existând, deși ea nu există. Și după aia vin și resursele. Uneori gândim în termeni de mijloace sau de resurse. Fac un lucru doar dacă am ceva. Și când gândești în termeni ăștia de ce resurse am disponibile ca să pot să fac ceea ce îmi doresc, s-ar putea să te blochezi pentru că întotdeauna vrei mai mult decât ai. În realitate, eu cred că avem mai mult decât ne trebuie și mai degrabă m-aș uita la cum pot să folosesc în mod înțelept ceea ce am, fără să cer nimic în plus. Și atunci banii sunt doar un instrument care vor apărea la un moment dat, sau un mijloc, dar ca să știi foarte clar ce vrei și de ce vrei lucrul ăla, să existe un sens și un scop foarte clar pentru care îți dorești un lucru. Tu ce faci, de exemplu, când ai nevoie, simți că ai nevoie de o abordare ușor diferită și pur și simplu nu o găsești, nu apare, nu... faci o pauză, iei o cafea pe balcon, ce se întâmplă? Cred că
Primul lucru e că îmi dau voie să n-am nicio idee la un moment dat. Adică cu cât pui mai multă presiune... Nu intri în criză din prima. Nu, greu. Trebuie să fie mult prea complicat să ajung eu într-un punct de criză. Dar cred că trebuie să-ți dai voie că nu ai inspirație sau și idee okay la un moment asta. Dat. Și e ok să nu știi, e ok să nu poți, e ok să-ți iasă prost. Adică să-ți dai voie toate lucrurile astea. Și ce fac este că cumva pun ideea la dospit și mă plimb. Și după aia când o revizitez, o văd cu alți ochi. Și ce mai fac e că vorbesc, povestesc cu oamenilor, dar fără să cer soluții sau să pun întrebări. Pur și simplu povestesc despre diferite lucruri care mă preocupă. Și în momentul în care mi-aud gândurile cu voce tare, mi-apare așa ceva diferit. Nu știu dacă ți s-a întâmplat vreodată să spui acum că zic asta, îmi dau seama că... Cred că am fost toți acolo. Da. E important să vorbim despre visurile și ideile noastre. Mi se pare foarte fain să povestești cu oamenii. Ești cofondator la un loc care cumva asta face, adică le dă celorlalți posibilitatea să-și construiască și să-și făurească visul. Adică pot veni aici și pot lucra aici. De asta spuneam că e un loc care mustește de creativitate, pentru că văd foarte mulți tineri, foarte multe persoane faine care vin, deschid laptopul și se duc în lumea lor ca să fie creativi și să fie productivi. Spune-mi, te rog, dacă ai pentru noi, cei din afară, un insight vis-a-vis de creativitate și productivitate. Deschizi aici o poveste... E lungă? Diferită și lungă. Uite, doar de dragul creativității am să schimb puțin natura conversației și am să vorbesc așa dintr-o zonă mai inginerească, mai tehnică. Și îți propun să te uiți la productivitate din perspectiva unui... proces de producție, un flux de producție, dacă vrei. Ok. Da, ai un input, ai niște resurse sau niște date de intrare, ai procesul și ai un output, date de ieșire. Cumva. E foarte predictibil ceea ce bagi în sistem, toate inputurile și toate resursele, dar niciodată nu știi ce obții. Sau rezultatul pe care îl obții la sfârșit, cât de productiv a fost tot procesul, nu știi. Bun, ce se întâmplă la mijloc atunci? Se întâmplă la mijloc în felul următor. Pe parcurs, pe cursul acestui proces, ai scăpuri, ai fricțiuni, ai ca și cum ai avea niște găuri în care se scurge ceva. Și ăsta e motivul pentru care punem foarte mult efort și energie în resurse și în input și suntem destul de slab productiv la un moment dat la final, pentru că nu ne uităm la proces. Dacă vrei să uite altfel spunând, e ca și cum imaginează-ți o conductă cu apă, cu un debit foarte mare, dar conductă care are multă rugină și foarte multe găuri și se scurge foarte multă apă. Nu să-ți iasă la fel de multă apă la final, oricât de mult ai băgaș. Asta se întâmplă în orice, în proiecte, în relații între oameni, în idei, în absolut orice. Pe parcurs undeva ai niște scurgeri și nu știi să te uiți la ele. Dacă pe alea le închizi, ai să fii foarte productiv. Dacă știi unde ai pierderile pe proces. Și cum suntem cu toții diferiți, până la urmă și procesul ăsta e diferit de la persoană la persoană. Da, e pattern, e felul de funcționare. Deci n-ai un sfat. Să te uiți la tine. Corect. Te uiți la tine și să-ți dai seama care este mecanismul tău de funcționare, modul de operare al sistemului. Unde sunt bagurile în sistemul tău personal, în pattern-ul tău? Bun, coworking-ul ca factor de stimulare, dacă tot am ajuns aici. Adică e clar că poate să te ajute. Dar spune-ne tu de ce de aici și nu de acasă. De multe motive. Primul motiv, care îți vine în minte? Da, primul motiv este pentru că știi viața de acasă. Ok. Să te scoți cumva din zona de familiar. Da, adică știi, îți place, poate ți-ai construit un loc fain și un colțișor al tău în care te regăsești și e tot ok, dar chiar și așa, la un moment dat, noi suntem ființe sociale, avem nevoie de oameni în jurul nostru, avem nevoie de interacțiuni. Viața de acasă o știi. În momentul în care ieși din tot sistemul ăsta care ți-e foarte familiar și foarte cunoscut, se întâmplă foarte multe lucruri diferite. Inclusiv productivitate, inclusiv creativitate, conexiune între oameni, cu totul altă energie. Ce ți-ai propus cu locul ăsta?
Adică care e drive-ul tău principal? Ce te-a mânat să vii în jocul ăsta și să le oferi, cred că celor tineri, în primul rând, un loc în care să-și caute și să-și urmărească visul? Cred că ne-am propus doar să existe. Ok. E un vis pe care l-avem de mult și o poveste lungă în spate. Cred că la momentul ăsta singurul nostru scop este ca acest loc să existe. De aici încolo, important și mai important este ce își doresc oamenii de la locul ăsta, ce își dorește comunitatea de la locul ăsta să se întâmple. Adică noi cumva am creat cadru, am creat context și oportunitate. De aici încolo e în brațele celorlalți. E Human Santi Cafe, asta nu înseamnă că nu aveți cafea. Spuneam din start bună, că chiar. E una foarte bună aici la voi. Dacă vrei să ne povestești conceptul, pentru că eu am dat câteva click-uri pe internet și mărturisesc că nu mi-a fost ușor să aflu despre ce este vorba și mă gândesc că... Hai să întrebăm sursa, spune-ne. Da, e prima anti și singura, de fapt, anti-cafenea din Moldova, din regiunea noastră. Și este o inițiativă locală, antreprenorială, de familie. Împreună cu Mihai, cu soțul meu, am făcut toată povestea asta să fie realitate. Anticafenea este un manifest. Dacă e un concept care, de fapt, are un mesaj, un simbolistic mai degrabă în spate. Este o formă de a muta atenția de pe consumerism și către valorizarea timpului, către relațiile interumane, către conexiunea pe care o creezi cu tine sau cu ceilalți. Deci e o formă de a pune preț pe ceva ce contează mai mult decât pe ceva ce cumperi. Și principiul e simplu. Cumva e sistemul de pay per hour. Vii aici, plătești atât timp cât stai, și orice găsești în jur este inclus în acel preț. Nu plătești consumație, gustări, accesul la echipamente, workshop-urile care se întâmplă, absolut tot ce găsești, cărți pe care să le citești, tot este inclus în acest preț pe care și contează mai mult, dai valoare timpului și vieții tale mai mult decât. Până la urmă, prețul ăla e prețul experienței pe care o primești. Cu siguranță. E vorba de experiență, e vorba de a trăi pe propria ta piele spațiul ăsta. Ce altceva te mai diferențiază sau ce mai diferențiază locul ăsta de alte inițiative asemănătoare? Cu toți am fost și am deschis laptopul undeva. Uite, tu îmi spui că, de exemplu, aici plătești experiența, nu plătești cafeaua, acolo e invers. Dar ce mai e diferit? Eu nu prea știu cum e în alte locuri. Pot să spun cum e aici. Okay. Te-ai făcut a fost viziunea voastră diferit. Din start așa? Am o listă foarte lungă, să-ți spun, că ești în kilometru zero al orașului, că ești într-o clădire monument istoric, că ai abonamente foarte flexibile, că ai... mergând prin spațiu, poți oricând să ai o conversație interioară interesantă despre preocupările tale interioare, despre o igienă emoțională, adică sunt lucruri care se întâmplă în mod dinamic foarte fain, lucruri care nu se întâmplă în altă parte. Este mai mult decât un coworking în care vii și ocupi un colț de masă. E foarte mult despre felul în care te simți și te descoperi în locul ăsta. E și un loc, scuză-mă, încărcat de spiritualitate, dacă vrem să privim lucrurile și din perspectiva asta. E pe Ștefan cel Mare, este foarte accesibil, oricum ai avea drum, cred că ajungi pe aici. Te împiedici de noi, da. Cred, sper. E o energie aparte, într-adevăr, și asta e greu de tradus în cuvinte. Adică trebuie doar să experimentezi și atât. Nu trebuie să auzi nimic despre locul ăsta, dar să fii curios, să-l guști. Hai să nu creadă cei care ne urmăresc acum că vrem doar să-l lăudăm, așa că o să te întreb. Ce nu poți face la Human Santi Cafe? Să gândesc pe dos. Aș zice că e un loc fără restricții, e un loc al bunului simț. E bunul simț față de tine, în primul rând, față de oamenii din jur și față de spațiu, dar nu spațiu fizic, geografic, ci pur și simplu de mediu în care trăiești. Și cred că e suficient.
Cât de tare crezi în conceptul ăsta de coworking și mă întrebam în timp ce discutam cu tine dacă tu îți imaginezi viitorul ca fiind o lume în care freelancerii abundă și, nu știu, va fi totul pe umerii lor? Adică ei vor conduce lumea din locuri de astea, vin, deschide laptopul și pun totul la cale? Eu cred că văd o lume plină de oameni dinamici și foarte activi și foarte pozitivi. Indiferent cum te numești, freelancer sau în oricare altfel. E vorba de o stare de spirit, e vorba de un mindset, e vorba de energia cu care trăiești în lumea asta. Și văd locuri de genul ăsta mișcate și cumva susținute de oameni foarte dinamici, oameni care conectează ușor între ei, fac împreună proiecte, se împrietenesc, de ce nu, deja se întâmplă aici. Poți să-mi povestești un moment memorabil care s-a petrecut aici? Voi ați deschis destul de curând, cred că sunt 2 luni de când funcționați, de când lumea vă găsește aici. Deja înțeleg că se întâmplă evenimente, că lumea vă caută și întreabă de voi. Ce s-a întâmplat așa, cel mai interesant, în scurta asta perioadă de existență? În fiecare zi se întâmplă ceva memorabil. nu știu, sunt multe. Sunt momente, pur și simplu sunt momente. Nu, eu nu caut niște evenimente. Ok. Povestește-mi un flash așa, dacă un ți flash, da, ceva. Că asta cumva îmi venea așa mult în minte. Un tip care chiar a stat aici, în zona asta, lucrează în IT, într-o corporație foarte mare și a terminat treaba undeva spre 6:30-7, a pus mâna pe chitară și a început să cânte și vibra toată camera asta. Deci era pur și simplu natural, fără să-și fi planificat lucrul ăsta. Și cumva aveai senzația așa că vii să te alături și lumea începea să zumzăie așa cumva. Moment memorabil este atunci când te ridici de la masă, te duci să povestești cu cineva și ai conversații foarte faine despre valori, despre psihologie, despre Dumnezeu, despre orice. E foarte fain. Orice se întâmplă aici e memorabil pentru că este foarte viu, foarte human touch. Nu știu ce proiecte ai tu pe lângă ăsta, nu știu ce lucruri mai faci, dar îmi vine întrebarea în minte dacă ăsta este cumva proiectul tău de suflet. 100%. 100%. Și proiectul meu de suflet pentru că aici se întâmplă tot ceea ce îmi doresc să se întâmple și să fac. Eu fac coaching, fac sesiuni de consiliere psihologică, dacă vrei, să fac workshop-uri, fac multe alte lucruri, am multe pălării cu care mă joc, dar toate se pot întâmpla aici. Unele se întâmplă așa, fără să le gândesc neapărat, și altele se întâmplă în mod organizat, planificat, oamenii pot să... Deci cumva răspunde și unei nevoi pe care o ai tu. Da, sunt foarte egoistă. Cât de greu? Eu fac asta de vreo 20 de ani și mi-am dat seama în timp că am conectat oameni între ei și am crescut mici comunități fără să-mi propun să fac lucrul ăsta și cred că spațiul ăsta, asta mai degrabă generează. Generează foarte mult networking și comunități între oameni care nu se cunosc. Ok, când te trezești dimineața, unde deschizi prima dată laptopul? Se întâmplă acasă sau se întâmplă la Human Santi Cafe? Am 2 băieți. Deci ai nevoie să deschizi laptopul acasă? Cam unde crezi că am spațiu să deschid laptopul? Încerc să le separ, nu-mi iese întotdeauna, dar încerc atunci când sunt acasă să le ofer mai mult spațiu lor și pentru ceea ce se întâmplă acasă și aici să-mi fac treaba. Cât de greu a fost să pornești? Sau, și cât de greu, dar hai să o punem în corelație și cu o componentă de timp. De când ai început să te gândești concret să deschizi un loc ăsta? Ziceam că e o poveste lungă. Noi roim în jurul ideii astea de vreo 6-7 ani și am tot vizualizat-o și am mult am rostogolit-o în toate părțile. Acum vreo
trei ani, dacă nu mă înșel, nu mai țin minte. Am fost în Eindhoven și am văzut un loc foarte interesant, foarte scurt, zic eu, un restaurant în care lucrau persoane din grupuri vulnerabile, absolut toți, de la cel care te servea la masă până la cel din spate, din bucătărie. Și ăla era un loc în care oamenii cu mai multe încercări în viață erau echipați cu abilități și competențe de viață independentă și erau mult mai ușor să te integreze în comunitate, să fie printre oameni, să aibă o viață independentă mai bună. Și asta a fost componenta socială care s-a alăturat ideii noastre de comunitate, de spațiu de stat colectiv. Și asta am făcut aici. Am adăugat peste ideea asta de coworking, dincolo de dimensiunea de dezvoltare, că ne place să spunem că e și un hub așa de creștere, de dezvoltare personală și profesională, dar are dimensiunea asta socială. Și a fost greu, s-a întâmplat în pandemie. Noi de altfel ambele business-uri le-am deschis în momente de criză. Prima dată compania de, sau buticul, cum îi spuneam noi atunci, de resurse umane în 2008, când a fost criza economică și toată lumea a tăiat bugetele de resurse umane, noi deschideam o inițiativă de resurse umane și lumea zicea că e o glumă. Și acum în pandemie am deschis un loc în care oamenii, și toată lumea fuge, am deschis un loc în care oamenii să fie împreună. Cred că e inspirație sau e intuiție sau e nebunie, nu știu, zic cum vrei. De la prima chitanță sau de la prima semnătură până când ați deschis ușa, e mai puțin de un an? Un an și un pic. Odată cu pandemia s-a cumva, pe noi ne-a blocat, din punct de vedere al tuturor proiectelor pe care le făceam, ne-am blocat pentru că am refuzat să deschid laptopul și să spun gata, dacă s-a închis sala de training, de mâine eu sunt în online. Am vrut să le așez mai bine, dar n-am avut contextul foarte bun cu toate provocările de acasă. Și atunci cumva s-a închis sau s-a suspendat o parte din viața noastră profesională și cred că am dat spațiu și loc acestei idei să vină. Și apropo de bani, ce spuneai, că am căutat resurse, am avut ideea foarte clară și am căutat resurse, am accesat fonduri europene și prin asociația Alături de Voi, România, am reușit să aducem componenta asta socială pe care ne-am dorit-o foarte mult. Și asta se întâmplă și aici. Ce înseamnă asta? Noi am mai povestit și mi-am făcut așa o imagine, dar cei care ne urmăresc s-ar putea să nu știe. Care e componenta socială de la Humans Anti-Cafe? Sunt mai multe dimensiuni. Avem în echipa noastră persoane care au avut mai puține șanse sau care au mai multe provocări în momentul ăsta, persoane care aparțin unor grupuri pe care lumea le numește grupul vulnerabil. Există o vulnerabilitate, dar asta e de orice fel. E vulnerabilitate psihică, emoțională, intelectuală, financiară, socială. Mulți dintre noi ne regăsim la un moment dat în astfel de zone, dar pentru ei e un pic mai complicat, să zic. Și ei au un loc de muncă aici. Sunt servicii gratuite pentru alți oameni din comunitate care au aceste provocări și poate nu au suficient de multă disponibilitate să acceseze servicii de consiliere, grupuri de suport, spațiu efectiv pot veni să facă lucruri aici împreună și totul este gratuit pentru ei. Și o altă componentă este asta de întoarcere în comunitate. Cred că locul în care trăim și oportunitatea pe care noi am avut-o merită să fie cumva recompensată în felul ăsta și 90% din profitul pe care îl realizăm aici îl redistribuim în cauze din comunitate. Îmi dau seama că puse lucrurile în lumina asta e genul de afacere care într-adevăr te împlinește. Care e bucuria cea mai mare pe care ți-o aduce în momentul de față Humans Anti-Cafe? E simplu, oamenii de aici. Care sunt din ce în ce mai mulți? Toate conversațiile, toate interacțiunile, zâmbetele pe care le arunci pur și simplu trecând pe holuri, toată energia și toată existența oamenilor aici. Care e publicul țintă? N-am ales să nișăm în felul ăsta. Okay. E un loc pentru oameni, e un loc al comunității, e un loc în care, indiferent că ești profesionist într-o corporație, că ești antreprenor, că ești freelancer, că ești la început de drum sau ești după 10 ani de antreprenoriat, e un loc în care pur și simplu poți să faci ceva diferit ce nu găsești în altă parte. Și nu e un loc pentru cineva anume sau o industrie anume. Sau
Ai un gând sau un obiectiv secret, ceva care atunci când se va întâmpla, se va materializa, o să poți spune că într-adevăr ți-ai împlinit planul tău de la început? Există ceva de genul ăsta? Există, dar n-ar mai fi secret. Ai un orizont de timp pentru el alocat? Sper să nu se întâmple în următorii 7 ani cât i-a luat locul ăsta să existe. Mă văd rad uneori, deja, pentru că îmi dau seama din felul oamenilor care vin aici, îmi dau seama că momentul ăla e destul de aproape. Mă văd destul de multe ori vizitator în spațiul ăsta. Că visul ești unul dintre ei. Sunt unul dintre ei. Aș putea să spun, da, aș vrea să mai deschid încă 3 locații, nu știu ce colțuri ale orașului sau în alte orașe, dar nu, ideea este așa, că vreau ca locul ăsta să fie foarte permeabil, să fie locul, spațiul oamenilor, comunității, iar noi, echipa noastră, să fie așa, musafir aici, oamenii să intre, să iasă, să facă ce vor, să pleci. Ideea este să lași locul așa cum l-ai găsit. Și atât. E regula de bază, regula de aur, nu? Când intri aici. Da, e un principiu de viață. Și asta cred că e un vis așa, cumva ascuns, ca lucrurile să se întâmple și să vibreze. Să le lași un fel de inerție plecată tine și să fie preluată și de ceilalți și să existe. Dar fără exista ăsta. Preluată de cineva anume. Ok, deja e prea mult. Nu, e preluată de orice om care intră aici. Simți că e un principiu ăsta care triază? Cred că da, cred că neconștient și fără să ne propunem, noi oamenii atragem niște oameni în jurul nostru. Și așa cum ți-am zis și mai devreme, nu mi-am propus să fac niciun filtru. Nu pot să spun este pentru tine, nu-i pentru tine, dar cred că se întâmplă. Bun, eu zic că am ajuns aproape de final și eu te-am întrebat lucrurile pe care le-am avut în minte și la ce m-am mai gândit în timpul discuției. Dacă e ceva ce vrei tu să ne împărtășești, dacă vrei să ne transmiți ceva, simt sincer că ai făcut un lucru foarte fain, că atrage oamenii de un anumit fel și asta este foarte bine. Sunt sigur că pe viitor aici se vor întâmpla foarte multe evenimente și lucruri de calitate. Dacă ai tu un gând pentru noi, poate că ar fi momentul să ni-l împărtășești acum. Nu prea dau sfaturi sau sugestii sau recomandări sau asta. Pur și simplu mi-ar plăcea ca mai mulți dintre noi să contribuie. În orice fel ar însemna asta.